Expoziția intitulată Identitate și Cultură 2, 3 teme, 15 proiecte, Limesul roman ca peisaj cultural încotro, face parte dintr-un proiect coordonat de Muzeul Județean Mureș, care se concentrează pe cercetarea și valorificarea siturilor romane. Majoritatea colaboratorilor din acest proiect sunt cercetători, arheologi care se ocupă de epoca romană, arhitecți, geofizicieni, restauratori, specialiști în protecția patrimoniului, Expoziția reflectă rezultatele unui concurs studențesc care s-a desfășurat în 2014 la Budapesta, unde peste 20 de studenți au întocmit proiecte care se referă la situl roman de la Călugăreni sau cel de la Sărățeni. Ei au avut ca provocare prezentarea conceptului de valorificare a acestor situri. În cadrul expoziției, vizitatorii pot admira machetele pe care studenții le-au conceput în acest sens. Ne străduim și noi, ca cel puțin aceste situri din județul Mureș, să fie la fel de bine cunoscute și cercetate, încât să putem la un moment dat nominaliza aceste situri ca și patrimonii UNESCO, dar cercetându-le încercăm să oferim și șanse, posibilități de a le valorifica, de a le face mai cunoscute, că atunci putem mai bine asigura protejarea lor. Pentru reabilitarea și valorificarea siturilor romane din Limesul Estic, reprezentanții Muzeului Județean Mureș intenționează să atragă fonduri europene. Așteptăm, desigur, ca pe parcursul verii să fie finalizate documentațiile și să putem începe depunerea actelor. Noi, până atunci, ne-am pregătit cu multe idei din partea arhitecților care urmează să reabiliteze uh, aceste zone, mai ales zona Călugărin, unde va fi o reabilitare complexă. Uh, încercăm să reabilităm și calea ferată îngustă, dar încercăm, pe lângă muzeu, să fie reabilitat și uh, arhitectura populară tradițională din zonă. Expoziția poate fi vizitată în perioada 21 aprilie 10 mai 2015 în Cetatea din Târgu Mureș.